Salut, mâna distinsă domnițe! Am onoarea să vă salut, stimați conaționali! Această nouă ediție a emisiunii Agenda Săptămânii, difuzată cu generozitate de postul privat de televiziune 6TV, are un moto. Iată o imagine pe ecran acum, cu sprijinul colegilor din regie. Eu cred în România. Eu cred în România ca simplu cetățean, dar cred în România și invitații mei de astăzi. Pentru că tema este una care vizează buna guvernare, am ales un senior bine temperat și un june ofensiv. Să-mi dați voie să vă prezint pe cei doi invitați. În primul rând este vorba de un om care a avut o evoluție interesantă în cariera sa și a știut la timp să facă pasul următor spre o a doua opțiune. Este vorba de colonelul în rezervă Liviu Golgos, care este membru al Clubului Militar Român de Reflecție Euroatlantică, a venit ca simplu cetățean aici în fața dumneavoastră, dar ca un om cu opinii pertinente privind buna guvernare. Bine ați revenit la 6TV, domnule colonel. Bună seara dumneavoastră și bună seara de asemenea și telespectatorilor dumneavoastră. Sigur că domnul colonel, la fel ca și mine, reprezintă acea generație de oameni care au văzut ce s-a întâmplat în decembrie 89, în anii care au urmat, care ne dorim o Românie puternică, o Românie în care copiii noștri să se regăsească. În același timp, am pornit în conceperea acestei emisiuni de la ideea că e nevoie și de o voce care să vadă altfel România de astăzi. Am chemat un jurnalist ofensiv, foarte bine informat, este vorba de Sebastian Rusu și chiar cu el vreau să începem emisiunea, pentru că domnule Sebastian Rusu, dincolo de bine ați revenit la 6TV. Cum vedeți dumneavoastră România de astăzi și buna guvernare? Deoarece dacă ne uităm pe televiziunile de știri, tot timpul aflăm că se taie pensii, se taie salarii și mai nou vedem aici pe ecran o imagine cu premierul, cu cel care a fost premier și acum este președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, anunțând că în zilele următoare se va ajunge la finalizarea unor documente de interes general. Călin Popescu Tăriceanu este omul numărul 2 în stat. Este în alianță cu omul numărul 3, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Amândoi sunt în opoziție, cel puțin la nivelul declarațiilor publice, cu președintele României, care este și șeful statului. Este o democrație care, din punct de vedere a unui jurnalist francez de la Le Point, ar semăna mai mult cu o struță comilă, știți? În primul rând, vă spun bună seara, de dumneavoastră cât și domnului Gomboș și telespectatorilor noștri și aș vrea să vă spun că în momentul de față asistăm la un război politic atât cu ghilimele de rigoare. Din fericire este doar imagologie și da, doar este, la nivelul exact, declarațiilor. Da, da, da. Este un război politic între putere, opoziție și indirect cu președintele României, domnul Klaus Iohannis. În momentul de față lucrurile sunt amestecate, aș putea spune, în contextul în care bătălia principală se dau pe legile justiției, coaliția PSD-ALDE dorește, în mare măsură a reușit să împingă aceste legi cu înainte și au creat, fără o anumită dezbatere, fără un anumit timp de a sedimenta aceste legi și de a se explicita clar atât electoratului în general românilor, cât și electoratului specific, PSD-ALDE, impactul, rolul și dacă nu cumva aceste legi vor de, nu știu dacă voi dăinui peste următorii 4, 5, 6, 7, 8 ani. Dar la nivelul experienței noastre de tânăr ziarist, da, de om care, fiind profesionist, verifică din 2 la 3 surse știrile, ce vi se pare, ce vi se pare putred în Danemarca? Ce nu e în regulă cu legile astea? În primul rând, în părerea mea ar fi în felul următor. Consider că aceste legi ar fi trebuit, nu ar fi trebuit urgentate. Pe mine asta mă deranjează în primul rând și deranjează. Graba. Graba, modul, comisia condusă, pot să-i spun numele, domnul deputat Iordache, Florin Iordache, și modul în care această comisie a înțeles să facă o analiză atât cu organele, mă rog, asociațiile judecătorilor și procurorilor, cât și cu societatea civilă, dar aici mă refer și cu opoziția. Și chestiunile acestea au creat un circ politic, care acest circ politic anulează.
anulează întreaga însemnătate acestui pachet de legi. Că practic ce înseamnă? Dar care e miza acestui pachet de legi? Miza acestui pachet de legi oficial înseamnă depolitizarea justiției, crearea unui cadru, să-i spunem, apolitic, dar de fapt este, în părerea, în opinia mea, o reașezare a justiției, dar tot pe niște principii. Vreau să aveți încredere în justiția română? Ca cetățean, ca simplu cetățean, ar trebui să am 100% încredere în justiție. Bine, ați ocolit-o pe după copac. Concret? Concret, dacă am încredere în justiția română, în proporție de 70%. Da, am înțeles. Și vă spun de ce. În primul rând, au fost câteva greșeli capitale, atât în niște procese mai mari sau mai mici, și în primul rând, anumiți procurori au greșit. Au greșit și faptele dânșilor au ieșit în spațiul public, dar nu au fost sancționate. Și chestiunea aceasta a creat o discrepanță în societate, iar clasa politică în ansamblu a reușit să valorifice imagologic aceste derapaje prin impunerea acestor legi într-un adevărat blitzkrieg. Chestia asta... Bun, acum stați un pic. Spuneți. Indiferent de meserie, fie că e vorba de un ziarist, fie că e vorba de un profesor, fie că e vorba de un doctor, dacă la un moment dat, în exercitarea atribuțiilor sale, conform fișei postului, ajunge la o situație în care se dovedește că nu a fost atent, n-a fost profesionist, nu e normal să răspundă? Este foarte normal să răspundă, dar puteau să pregătească un cadru mai atent, fiindcă avem CSM, avem Înalta Curte de Casație și Justiție și avem și Curtea Constituțională. Sunt trei organisme din care coordonează justiția în România. Iar aceste trei organisme, dacă ar fi fost alături de... Vorbesc cu toți politicienii, fie că sunt la putere sau la opoziție, în aceste cicluri, în ultimii 10 ani, cicluri de guvernare, ar fi putut să le pună să se întrunească la o masă rotundă și să discute principial pe anumite lucruri în aceste legi. Că nu toate legile sunt greșite, dar fiind făcute în această manieră agresivă, fără dezbatere și cu personaje politice, nu o să le dăm numele, o să vorbim... Din eleganță. Din eleganță și din bun simț. Telespectatorii noștri știu despre ce vorbim. Aceste personaje nu pot fi puse, având imaginea pătată, nu pot fi puse la pupitrul acestei comisii care, teoretic, trebuia să... se acheseze. Bun, și dar teoretic și dumneavoastră trebuie să acceptați sintagma prezumția de nevinovăție. Dar toată lumea ar trebui să o accepte, această prezumție de nevinovăție, fiindcă fiecare dintre noi, până la proba contrară, suntem nevinovați dacă, Doamne ferește, am greșit sau avem probleme cu legea sau cu justiția. Iată pe imagine, acum pe fostul pe ecran, pe fostul premier Victor Ponta, el a avut un comentariu pe care îl puteți citi pe ecran, stimați telespectatori, în care ironiza ședința în care Parlamentul României a prezentat respectul cuvenit într-o atmosferă sobră față de memoria celui care a fost românul regele Mihai I. Din această perspectivă, domnule Liviu Gorgos, ironia mai mult sau mai puțin subtilă a cetățeanului pe care avem pe ecran, vi se pare de bun augur într-o perioadă în care, tocmai respectând memoria celui care a fost la un moment dat suveranul României, ar fi trebuit mintingurile să fie anulate, ar fi trebuit discuțiile astea în contradictoriu și etichetările să aibă o altă tonalitate? Care e opinia noastră de simplu cetățean? Mă uit la spectacolul politic din Parlament și nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred că avem un asemenea parlament, că avem un asemenea comportament al unor persoane care ar trebui să manifeste oarecare calitate. Dar ce anume vă deranjează? Știți de ce vă întreb la modul concret? Pentru că spunea în urma cu câteva luni președintele legitim al României, Klaus Berner Iohannis, că România se află în perioada de democrație în curs de consolidare. Sunt convins că orice democrație se află în curs de consolidare.
Nu ne-a spus ceva nou, domnul președinte. Noi ne aflăm în faza asta din decembrie 1989, nu? Eram și înainte, pentru că și în perioada de dinainte, tot sistem democratic era un alt fel de democrație, nu? Da, e o ironie bine calculată. Dar să continuăm și să revenim la aceste declarații care par a fi, din perspectivă strict obiectivă, mai mult o dorință de a intra în atenția opiniei publice, nu pentru a rezolva o problemă, nu pentru a da o soluție. Eu aș vedea un pic altfel. Vă rog. Scopul oricărui politician este de a ajunge la putere și, bineînțeles, de a, în acest mod, a dispune de anumite resurse pentru, odată, a face posibil acel program de guvernare sau acea parte din guvernare pe care el consideră că este necesar, că l-ar avantaja în cariera dumnealui, dar pe de altă parte stau și mă uit și de multe ori m-am uitat la emisiunile de știri. Și nu știu cât sunt de pregătiți foarte mulți dintre acești politicieni. Practic se duce o luptă pe resurse, dintre care unele, comisioane, una alta, ar putea să intre mâine poimine în buzunarul propriu. Și la un moment dat, asta mie îmi creează cumva impresia de grupuri de interese, ca să nu le spun altcumva. Dar nu cumva dintre aceste grupuri, dumneavoastră și noi cei care... Până la urmă, fiecare dintre noi este un simplu cetățean. Nu cumva și noi suntem manipulați de un anumit tip de limbaj, de o anumită etichetă. Știți că există o televiziune în care în fiecare seară, nu trebuie să-i dau numele, că o recunoașteți. Pensiile, salariile, e obsesie imagologică. Da, dar asta ține oamenii cu capul plecat, îngândurați, le taie speranța de viitor, de a-și face calcule. Cei care dau credit unor asemenea informații. Educația mea, ca să fiu sincer, și cu telespectatorii, și vorbesc după un an și jumătate de la momentul în care am trecut la pensie, nu-mi permite neapărat să caracterizez acest lucru, având în vedere formația mea de militar. Și într-un scris antic de acum 2500 de ani, aparține lui Sun Tzu, în Arta Războiului, spune că trebuie clar făcută o delimitare între conducător și general, adică între militar și cel care guvernează la un moment dat. Eu am trăit timp de 28 de ani, fiind educat în mentalitatea luptătorului. Mentalitatea specifică mediului militar. Exact. Tocmai din cauza asta, s-ar putea să greșesc doar considerând că, da, exercițiul meu de democrație, pentru că în armată nu există neapărat o democrație. Există o disciplină. Există o disciplină liber consimțită prin actele pe care... Da, dar nu neapărat o democrație așa cum se întâmplă în societatea civilă. Asumată printr-un jurământ liber exprimat la momentul inițial. Perfect adevărat. Ați vrut să interveniți? Da, în primul rând vă spune că asemenea declarații ala domnul Victor Viorel Ponta nu ar trebui nici să ne sperie, dar nici să ne mire. Domnia sa se află într-un plin proces politic de rebranduire după ce a părăsit Partidul Social Democrat. Adică își dorește o altă percepție publică, dorește să se reinventeze și încearcă să profite de o posibilă explozie a Partidului Social Democrat. Nu e cam tare termenul, totuși Partidul Social Democrat este cel mai numeros din România, chiar dacă are probleme la nivel înalt, la nivelul teritorial are organizații puternice, da? Eu nu contrazic ce susțineți dumneavoastră, dar trebuie să luăm în calcul că orice partid politic ajunge într-un moment moment T0 și acel moment T0 poate să însemne... Iată o declarație interesantă a celui care a fost președintele României, acum este parlamentarul Traian Băsescu. În esență, conaționalul nostru spune că nu e bine ca să se politizeze mitingurile, pentru că se poate ajunge la contra-mitinguri. Ne aducem aminte de un contra-miting organizat, dacă nu mă
păcălește memoria la Craiova, care din meeting PSD a devenit meeting de rememorare a celui care a fost regele Mihai I de România. Cât de mult avem noi nevoie, domnule Gorgos, de aceste manifestații, contramanifestații? De ce în țara noastră, o țară bogată, o țară care mai are pe teritoriul ei vreo 18 milioane de locuitori, de la București tot timpul apele sunt agitate? Asta este rezultatul politicii duse în interior de guvernanți și, bineînțeles, vorbim și de, hai să zicem, asmuțirea din partea opoziției pe niște situații concrete care, pe care le resimțim fiecare. Știți că întrebarea nu v-am pus-o ca să mă apuc întreabă, dar m-am îngrijorat, stimați telespectatori, prezența la o televiziune de știri a unui personaj care înainte se remarcase printr-o bătaie într-un studio de televiziune, și același personaj, îmi scapă numele, vorbea de pericolul unei dictaturi. Sistemul așteaptă să se ajungă la o dictatură. Eu știu că România este stat membru al NATO, stat membru al Uniunii Europene, regulile sunt foarte clare, avem un președinte legitim, un parlament rezultat în urma alegerilor, un guvern care a fost investit de parlament și mi se par asemenea declarații pur și simplu aiuritare și condamnabile. Noi trebuie să ne învățăm că democrația, fiecare dintre noi, pas cu pas, trebuie să o respecte. Opinia noastră care este? Categoric. Acum depinde ce înseamnă democrație. Mă leg de întrebarea pe care mi-ați adresat-o anterior. Din punctul meu de vedere, manifestațiile acestea sunt o modalitate, putem să le numim oricum, grupuri de interese, putem să le numim cetățeni care ies, spontan în stradă. M-aș lega de evenimentul care tocmai se apropie, 22 decembrie, începând cu, 17 decembrie 1989, când și atunci cineva ne spunea de grupuri de interese și mai departe. Eu nu spun niciodată că un asemenea eveniment, începând de la un grup de interes, nu poate să aibă neapărat o susținere populară. Bun, dar problema este, și v-aș pune dumneavoastră întrebarea, pornind de la afirmația colegului de platou, am văzut imagini la televizor în care în fața mulțimii celor veniți să-și exprime nemulțumirea vis-a-vis de aceste legi, au apărut niște tineri parlamentari ca dumneavoastră și s-au închinat în fața mulțimii. Nu contează de la ce partid erau. N-aș fi văzut secvența asta nici măcar la Paris, nici la Berlin și nici la Washington, unde am poposit la parlamentele celor trei țări și nu ține de conduita unui parlamentar să facă giumbușlucării, ca să fiu elegant. Da, într-adevăr, aveți o percepție foarte bună asupra acestui fenomen. De fapt, sunt mai multe fenomene complexe. În primul rând, gestul tinerilor politicieni putem să o luăm și ca o manieră de relegitimare, în primul rând, și de reconstrucția unei imagini. Pot să vă întreb un pic și să vă întreb ce îi împiedică pe ei, dacă sunt în Parlamentul României, să-și ceară dreptul la tribună și să aibă un discurs memorabil, un discurs care să fie preluat apoi de presă, să fie, dacă vreți, sub formă de manifeste. Unde este inteligența politicianului care are dreptul la exprimarea liberă de la tribuna Parlamentului a unui cuvânt care să schimbe un drum? Domnule colonel, părerea mea personală este că parlamentarul român, indiferent de vârstă, are o problemă, în primul rând, de cultură politică. În al doilea rând, are o problemă cu sine însuși și, în al treilea rând, nu știu dacă poate să răspundă la întrebarea cu care noastră ați deschis în această seară această emisiune și dacă se gândește, eu iubesc România sau România mă iubește pe mine sau ce aș putea să fac eu în fiecare dimineață când mă duc la locul de muncă cu servieta, cu legi, cu amendamente, să fac ceva constructiv pentru România, dar nu neapărat pentru România, pentru colegiul din care eu am plecat. Avem cazuri flagrante de parlamentari care, dacă mergem în colegiile respectivilor parlamentari... Colegiile electorale. Colegiile electorale, da. O să vă observăm că... Ca să nu înțeleagă cineva colegiul... Da, medicilor sau alte... Da. Încă la aceste colegii electorale o să observăm că pe un mandat de 4 ani, nu știu dacă au făcut ceva concret pentru acea comunitate, în primul rând, și poate au făcut, dacă au ajutat o familie, să spunem, cu 5, 6, 7 Acceptați locuri. O întrebare și dură și absurdă. Da.
Dar e numai pentru dumneavoastră. Că trebuie să clarificăm și aceste lucruri. Foarte mulți citeam așa amuzat opinia unui consilier prezidențial pe Facebook și se făcea referire la cei care sunt de o vârstă și sunt irelevanți și spunea că are numai tineri între 30 și 40 de ani care au papers, adică articole publicate peste cotare și numai ei trebuie promovați. Să zicem că se întâmplă un fenomen în care în România rămân doar tinerii. Tineri în toate instituțiile. Și seniorii, și seniorii nu mai sunt. Generația tânără din care faceți parte, cum și-ar dori să fie parlamentarul român, unde numai tineri vor fi prezenți? Care ar fi portretul robot al unui parlamentar român 100% tânăr? Sincer, părerea mea că aici diferă în primul rând de mediile din care acești tineri fac parte. Corporatistul s-ar putea să-l vadă, să se raporteze la principiile domniei sale, să zic, din acea corporație, nu știu, să fie mai adaptat, să știe 2-3 limbi străine, să spunem, să fie mai adaptat normelor și mentalităților occidentale, tânărul semi-analfabet în România rurală, căci avem, din păcate, două Românii, o Românie urbană și o Românie rurală în care... E, greșiți, avem trei Românii și România parlamentară. Ia uitați pe ecran, acum, stimați telespectatori. Da. Se ridică niște interdicții pentru parlamentari. Adică parlamentarii sunt mai egali decât noi. Da, și o Românie parlamentară. E, aici trebuie să vedem că fiecare dintre noi ne raportăm la anumite seturi de valori. În primul rând și prin educație, dar și prin mediile în care noi activăm, fiecare în parte. Cred că o Românie, cred că nu avem încă în societate, și aici mă refer și la tineri, dar în general, noi după 1989, și mi-asum ceea ce declar la dumneavoastră, încă noi nu avem clar trasate niște principii. Nu știm ce Românie vrem să construim, nu știm ce politicieni să alegem, nu știm ce administrație să facem și, în primul rând, am avut un noroc providențial cum această țară l-are. Am avut un noroc, să zic, și am știut să profităm de anumite conjuncturi geopolitice și avem avantajul că suntem membri NATO, membri ai Uniunii Europene și avem un parteneriat strategic cu Statele Unite. Altfel, ca realizări majore, nu prea avem. Pe încă o dată vreau să vedem imaginea cu interdicțiile. Domnule conațional Liviu Gorgos, ce facem? Parlamentarii singuri, se pune pe ecran, vă rog frumos. Parlamentarii singuri își fac viața mai liberă, își ridică din ceea ce pe vremuri se numea o caua mică și își creează alte libertăți decât cele care în mod firesc le are cetățeanul român. Un cetățean ca dumneavoastră, ca distinsul invitat Sebastian Rusu, de ce cu două viteze? Pentru că este normal să fie așa. Vă mai aduceți aminte din anii 90 declarația domnului Silviu Brucan și râsul acela că s-ar putea să dureze vreo 15-20 de ani? Păi n-a trecut mai mult de atunci? I-a trecut mai mult și ne găsim încă la momentul actual în etapa. Atunci mai, dacă vă aduceți aminte, pe la televiziunile libere, de imediat după Revoluție, rula... Asta e bună, televiziunile libere. Înțeleg că erau și nelibere? A fost o perioadă în care, din punctul meu de vedere, televiziunile au fost un pic mai libere. Am înțeles. Deci, comparativ cu ce astăzi, atunci televiziunile erau mai libere. Nu. Nu. Da. Era o televiziune, aia era și mi-aduc aminte de... Da, scrie acolo, televiziunea română de liberă. Ferma animalelor. Eu cred că ar trebui acel desen animat sau variantele care există la ferma animalelor, poate chiar să se studieze în școală. Bun, dar dincolo de ironie și abordând foarte serios instituția parlamentară care este necesară într-un stat democratic, există cumva o percepție la unii dintre componenții Parlamentului Român, deci am zis la unii, că acolo își pot permite orice legislație, deoarece la nivelul opiniei publice reale, cea de pe stradă, impactul e mai mic, argument fiind, uite, ies câteva sute de manifestanți, ies câteva mii de manifestanți, restul își văd de treabă. Da, nu o să numai asta. Din punctul meu de vedere, democrația are de, sau un indicator care arată faptul că democrația are de suferit în țara noastră este participarea atât de jenant de mică la alegeri. Și dacă
considerăm faptul că acea minoritate care votează poate să dea Parlamentul, într-adevăr, este o lecție de democrație. Asta este exercițiul electoral. Dar știți că și peste ocean, Statele Unite ale Americii, da, da, nu se prezintă la urne mai mult de 25-30% dintre cei cu drept de vot. Da, mă întreb totuși câți dintre americani știu unde se află Statele Unite și câți dintre români știu unde se află România și Bucureștiul. Da, bună replică, ați vrut să interveniți. Da, simt nevoia să vă precizez că, în primul rând, ar trebui să gândim. Deci, participarea politică, și aici mă refer în primul rând la noțiunea de cultură politică, ca să ajungem la stat de drept și tema emisiunii, buna guvernare, da, ca să nu vorbim de concepte politologice, în primul rând ar trebui programa școlară schimbată, în sens că ar trebui ca elevii să învețe Constituția României, noțiuni de drept, pentru că altfel este greu numai. Și bineînțeles cultura civică, dar mă refer la noțiuni de cultură civică care să fie aplicabile cu exemple concrete din societatea noastră, unde de 27 de ani, vorbesc încă o dată în numele meu, vă spun că valorile sunt inversate. Și ajunge parlamentarul în parlament, care se bazează, nu dăm nume de partide, care am 3 milioane de voturi și cam fac ce vreau eu. Cam știți asta care este chestiunea care aș vrea să mă ajutați să găsim un răspuns? Dar întâi să ne uităm la această, da, nouă imagine pe care au proiectat-o colegii. Este vorba de faptul că s-a votat în favoarea proiectului de lege, chiar dacă opoziția a strâns 90% 90 de voturi, dar ceea ce a durut coaliția PSD-ALDE a trecut. Problema este că atunci când se discută pe micul ecran, la un post de radio, se face o anchetă firească în presa electronică sau presa cu ediții tipărite, auzim, citim, vedem, de regulă, să facă, să faceți. În timp ce în America lucrurile stau altfel. Să facem, să ne asum. Această obișnuință din vremea perioadei încheiate, cel puțin oficial, în 1989, de a arăta spre alții, președintele să facă, guvernul să facă, nu știu dacă este în folos unei societăți care să meargă înainte. Păi nu este, fiindcă nu avem. Asta vorbim în general. Noi nu ne asumăm responsabilitatea. Încercăm să ne jucăm. Noi cine? Cetățenii, general, toți cetățenii acestei țări care trăim, muncim, gândim, exceptând oamenii care, să zic... Da, dar cei care ies în stradă, ei spun că ei își asumă. Deci ei, cei care ies în stradă, au, cu democratic, vorbind, este dreptul lor să iasă în stradă, dar avem o problemă. Ce am văzut în ultimul timp, și eu nu pot fi de acord ca anumiți oameni politici să spună în stradă, în mijlocul oamenilor, că eu îmi lansez partid politic. Chestia asta, nu, părerea mea, nu pică bine și anulează, să zicem... Demonstrația având un anumit scop, exact, iar anulează, politicianul dorindu-și, exact, o anumită audiență. Exact, nu dăm nume. Deteri anulează demersul democratic și scopul, cum ați precizat și dumneavoastră. Dar nu m-am așteptat ca un om tânăr ca dumneavoastră să nu fie de acord cu un asemenea procedeu. Deci, de fapt, ce vă deranjează din punct de vedere democratic? Mă deranjează, în primul rând, că e o lipsă de responsabilitate. Acel personaj politic, acel om politic, iertați-mi exprimarea, a avea, în opinia mea, timpul necesar să pregătească un asemenea proiect politic. Chestiunea aceasta... Deci v-aș fi așteptat ca odată proiectul să îl coaguleze, să aibă o conferință, exact, de presă, normal, cu presă, da, să-i se pune întrebări, să-și prezinte echipa, exact, da? Am perceput nu, bine? Da, nu mă pot folosi de stradă. Strada are dreptul și consider că democratic au dreptul să iasă în stradă, fiecare să-și ceară doleanțele și să încerce să schimbe ceva sau cel puțin să încerce să atragă atenția. Fiindcă dar limitele legalității, că știți că în Statele Unite, da, de exemplu la New York, dacă nu e între gardurile respective și a depășit ora, poliția intervine. Este în, da, în limitele legalității, dar încă o dată repet, aici să citesc dintr-un procuror celebru de la mine din județ, în ghilimele, aici la noi în Românica, citesc din acele stenograme care l-au făcut celebru, mentalitatea și regulile sunt oarecum inversate despre ceea ce noi am vedea ca un regim democratic și liberal. Fiindcă, practic, buna guvernare ce înseamnă?
că statul respectiv nu este un stat eșuat și că merge către o democrație liberală. Hotărârile sunt transparente, politicile exact. Care se aplică la fel. Sunt în sprijinul exact. Și există mulți. Un echilibru între puterea politică și cetățean. Să mă oferiți șansa să-mi exercit da. Puterea de moderator ca să da. Îl ascult și pe colegul Liviu Gorgos. Da. Ați vrut să interveniți, de-aia am trecut la dumneavoastră. Da, am vrut să intervin. Din punctul meu de vedere, reclama este sufletul comerțului. Stau și mă gândesc dacă din punct de vedere legal spune undeva unde trebuie să prezinți o platformă a unui partid sau un nou partid. Din punctul meu de vedere, da, da, poate fi și da, un comerț. Există o conduită democratică. Perfect, atunci, adevărat, când dorești, pe care... Când îți dorești să preiei în viitor puterea, trebuie să demonstrezi că ai un program, da. Că ai capacitate de dialog cu jurnaliștii, da. Că accepti un spațiu legal da. În care să arăți că nu ești tensionat, ești capabil să fii atacat de jurnaliști chiar cu întrebări incomode, da. Pentru că un viitor lider trebuie să răspundă nu numai la ce îi place, și la ce nu-i place. Eu aș merge mai departe. Exact cu ceea ce ne spun politicienii noștri. Îl invalidează electoratul. E, după cum știți foarte bine, parțial se merge pe candidaturi independente, parțial se merge pe liste. Inclusiv pe liste am văzut respectiv. Ce figuri da, da. Deosebite au intrat în Parlament. Și atunci, din punctul meu de vedere, chiar afirmația dumneavoastră răspunde la un moment dat la ceea ce înseamnă Parlamentul României. Când vorbim de liste și de unele și de altele, putem să vedem de ce starea este cea de astăzi. Și eu stau și mă întreb cum e posibil ca, zic eu, din câte știu, în Franța există un discurs al președintelui privind starea națiunii franceze, în Statele Unite există un discurs anual al președintelui privind starea națiunii și așa mai departe. Ar trebui să fiți mândru că facem parte din națiunea în care noi avem ca specific național starea partidului meu. Da, cu mine și numai cu mine. Și aici chiar să știți da. Că umblă un banc bunicel la momentul actual referitor la politicieni care ne spun să trăim bine, iar poporul le spune să felicitări. Să trăiți voi bine. Să trăiți bine. Da, această amărăciune pe care toți trei o avem este că ne dăm seama că avem oameni capabili încă în țară. Avem o economie încă în postura de a fi pusă pe picioare. Și parcă lipsește hotărârea. Sigur că nu în toate domeniile. Sigur că sunt și oameni care sunt deciși pe cale democratică să facă și lucruri bune, dar până la lucrurile bune, haideți să numărăm ouăle, nu ouăle de pe ecran, pentru că știrea oferită de Agenția Română de Presă este că a crescut prețul la aceste utilități publice. Cam cu cât? Și ideea este că noi totuși trebuie să fim atenți și la știrile economice. Arena politică are actori cunoscuți, să vedem ce impulsuri primim și din arena economică. Dacă e să luăm un alt criteriu, la numărătoarea care se face la guvern, PIB-ul crește, dar crește pe baza cheltuielilor făcute din produsele achiziționate de populație. Să vedem până când, Sebastian Rusu. Deci, economic, avem o creștere economică, aș spune, înșelătoare, artificială, bazată pe consum, fiindcă cifra de 8,8%, dacă nu mă înșel, să fim la nivelul Chinei, mă cam îndoiesc sincer. Știam de un procent mai mic, dar având în vedere că dumneavoastră ați învățat limba chineză, haideți să folosim câteva minute procentul dat de dumneavoastră. Da. Nica se zice bună ziua în limba chineză. Întorcându-mă la dar noi, practic, suntem în seara economiei românești. În seara. Da, deci este o economie de fier. Nu chiar de fier. Economia românească, în momentul de față, se bazează foarte mult pe consum. Iar consumul, la un moment dat, s-ar putea să se gripeze. Și de ce spun acest lucru? Avem în calcul creșterea la prețul alimentelor și aici mă refer și la ce a spus la prețul ouălor, care a fost o... Este republică difuzată da, este de agenție. Da, este o creștere... O agenție serioasă. Da, 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 este agenția oficială a statului român și este foarte credibilă ca sursă de informare, fără a fi influențată politic. În momentul de față, această creștere a prețurilor ouălor a stârnit chiar și reacția hilară a ministrului agriculturii, domnul Petre Daia, care a încercat cumva să oprească această creștere a pieței, dar dacă prețul crește în momentul în care există cerere, dar nici tu, ca virgulă producător autohton,
nu prea poți să acoperi acea cerere și presupun că prețul a crescut și datorită faptului că producția internă, să zicem că este O ascultătoare îmi spune prin telefon, producătoarea a zis că la asemenea prețuri rămân ouăle nevândute în magazin. Da, într-adevăr, am fost în supermarket și îmi place să cred că ce am văzut... Am început să-mi ridice mie personal semne de întrebare. Într-adevăr, ou devine un aliment de lux în România, ceea ce nu mi se pare corect, în sensul în care, totuși, din câte știu, suntem o țară cu mare potențial... Acum, dați voie să preiau personajul menționat de noastră. Până una alta, ministrul agriculturii, cu tot respectul pentru domnia sa, în domeniul agriculturii s-a cam făcut de oaie situația asta. Adică sunt lucruri care scapă de sub control. Și la modul serios, statul nu are tot mecanismul necesar pentru a regla piața. Până la urmă, este o zonă privată care își impune prețurile, care își impune politica. Inclusiv produsele pe care le asigură în mall-urile străine care sunt pe teritoriul țării noastre. Vreau să faceți un comentariu. Fiind o piață liberă, nu cred că statul neapărat ar trebui să reglementeze piața. Din punctul meu de vedere, o chestie care mi-am dat de gândit este faptul că inclusiv scumpirea ouălor, dacă stau să mă gândesc bine, a început de la un scandal de pe internet al unui domn parlamentar sau fost parlamentar care a spus că ar trebui impozitat și ou. Ah, da. Da. Oare, acum o lună. Oare să fie ceva și bineînțeles, am și cealaltă observație referitor la agențiile de știri. Auzim la un moment dat că ouă s-ar fi scumpit doar cu 30-40%. Eu îl văd dublu. Nu știu cum Dumnezeu se pot face afirmații când vezi la raft faptul că realitatea nu este asta, dar totuși cineva încearcă să o fie vorba de un experiment. Am văzut acum două zile o secvență care ține de bunul simț. Într-o cofetărie erau mai multe persoane și a venit o bătrânică și a întrebat, doar a întrebat, cât faci un cozonac? Și a răspuns vânzătoarea, 40 de lei. A oftat și a plecat. Da, dar nu cred că și mai permite să-și mai facă și cozonacul ăla singur acum. Există o Românie săracă, ignorată de televiziuni, există o Românie care ține de clasa medie și care parează loviturile economice cunoscute și există o altă clasă pe care nu o numesc, deoarece acolo se află puțin. Știți că în aerul rar munți. Dacă îmi permiteți să intervin în dialogul nostru, Vă spun că acum 3 săptămâni am fost invitat la Craiova, unde a fost o manifestare dedicată. Eu mai mă ocup și de Republica Moldova și îmi place să cred că într-o perioadă, într-un viitor imediat apropiat, ne vom uni și vom fi o nație, vom face din nou o Românie mare și în tren către Craiova nu pot să citesc în tren și nici nu pot să stau pe tabletă sau pe telefon. M-am uitat în jurul meu și mă priveam câmpul și am rămas până la Craiova, am rămas sincer oripilat de atmosferă. Deci am văzut, cunosc adevărata Românie, dar nu mă așteptam să văd peisaje selenare, iertați-mi exprimarea, adică o sărăcie care nu ar trebui, adică mi-aducea aminte de în sfârșitul secolului XIX, început de secolul XX, totuși trebuie să gândim altfel și... Ați văzut cumva un film artistic recent creat? Nu, am văzut. Pentru că vreau să vă arăt un episod nou, iată pe ecran acum, o informație care arată că totuși în 2018 vom avea oferte sporite de locuri de muncă. Există și o Românie care produce asemenea știri. Nu vânem informații pozitive, dar pe mine chiar m-a surprins această chestiune că România, uite, face un salt, va oferi mai multe locuri de muncă. Aș face o comparație între locurile de muncă suplimentare și numărul de tineri care pleacă să muncească peste hotare. Vă rog, domnule Comun. Da, și mie îmi place subiectul ăsta, o să fiu sincer. Chiar înțeleg că există și la momentul actual o cerere de forță de muncă. Ne gândim să aducem forță de muncă din afară. Mai ieftină. Nu. Tocmai că nu mai ieftină. Că în loc să dai, dacă informațiile pe care le-am auzit eu de la sursa de televiziune publice, este corectă, sunt din surse publice, atunci este mai greu unui antreprenor român să-l plătească pe un muncitor român cu 1500 de lei
și nu poate să ridice salariul muncitorului român, dar preferăm să aducem muncitori din afară pentru care să plătim cel puțin 3.000 de lei, la care să mai plătim încă multe alte chestii pe care ni le cere statutul de țară membra UE. Nu, n-am citit informația, asta e interesant să știți spuneți. Că chiar există. Ce dice ziaristul Sebastian Rosu? Ziaristul Sebastian Rosu vă atrage atenția că avem cetățeni, concetățeni de-ai noștri și sunt foarte... Care nu vor să... Care au ajuns, am văzut la un anumit post de televiziune, nu pot să-i dau numele. Am nici văzut, nu contează, noi discutăm un caz. Da, am văzut... La modul general. Am văzut un reportaj pe mediul social foarte bun, cum n-am mai văzut în acești, să zic, 5-6 ani. Un caz concret într-o comună din județul Dolj. Un cetățean a ajuns la vârsta de 43 de ani, dacă nu mă înșel, un nivel minim de educație, trăia dintr-un ajutor social, dacă nu mă înșel, în quantum de 1.500 de lei sau maxim 2.500 de lei, cu o familie numeroasă, 8 copii și... cum ziceți și dumneavoastră, într-un anumit grant european, primăria și oficialitățile au făcut o selecție pentru forță de muncă, fiindcă era nevoie să se facă anumite angajări. Și respectivul individ, care eu unul când am văzut reportajul, m-am indignat și am zis că nu se poate așa ceva, dar de fapt este o chestie endemică, mă refer în orașele mai periferice și în mediul rural, unde oamenii, anumiți oameni cu anumită educație mai precară, nu mai vor să muncească și preferă aceste pomeni sociale. Adică? Adică, nu vin la dumneavoastră, de asta sunteți patron și cu invitatul nostru, dar eu, care trăiesc în ajutor social, prefer să nu vin la dumneavoastră la locul de muncă. Dacă mi-ați dau 1.500 de lei, nu vin. Prefer să iau 250 de lei, să stau acasă comod, să mai încerc să mai profit în stânga, în dreapta, de o pomană sau anumite alte lucruri, decât să am un program, să vin la un program regulat. Și care e soluția, Sebastian Rosu? Soluția este că noi trebuie să definim statul. Ce suntem? Suntem o economie de piață consolidată, suntem o economie în curs. Ce suntem? Un stat social, semisocial? Da, dar cel care a făcut așa nu se împiedică în definiție, după cum vedeți. Știu, dar noi avem problemă, avem o mare problemă, fiindcă nu știm cât o să mai putem continua cu acest sistem. Eu nu sunt împotriva... Da, stați un pic, acum ați uitat, pentru că nu sunteți un politic, dar un politician știe că oferind ajutoare sociale la un număr potențial de votanți, în momentele cruciale pentru viitorul său parlamentar, contează asemenea voturi. Dar noi... Fiecare dintre noi care suntem în comunitate și dacă... Asta e chestia noastră, că nu suntem uniți în comunitățile noastre. Am împinge un pic chestiunea asta, poate acel parlamentar nu și-ar mai păstra, cum spuneți și dumneavoastră, de rezervă electorală, să zicem, 50 de familii și nu spunem etnia sau educația, și poate și-ar opri 10. Dar am câștigat 30 de familii în câmpul muncii. Avem problema aceasta. Și mai avem o problemă. Sistemul social al asigurărilor sociale și avem o problemă în sensul că noi nu, acest sistem nu este foarte bine reglementat. Omul care a muncit, automat trebuie să-i se acorde acea pensie. Nu poți să-i tai omului pensia, să-i tai un acest... drept câștigat trebuie păstrat. Exact. Zice justiția, legea. Corect. Dar v-am zis, nu putem să tot o continuăm cu pensii speciale, cu aceste sisteme de ajutoare. O să ajungem, nu pot să spun, dar o să ajungem la un moment dat în care nu știu de unde o să mai găsim bani. Domnul Sebastian Rosu, să discutăm cu cărțile pe masă. Colegul nostru Liviu Gorgos intenționează să-și înceapă o carieră în domeniul civil, supunându-se regulilor de selectare. Da. Pe mine mă interesează acest exemplu din altă perspectivă, să vă spun opinia mea și apoi să vă pun întrebarea și să dați răspunsul. Câți dintre patronii de astăzi, deci mă refer strict la mediul privat, acceptă să aibă un bărbat cu experiență, în putere, care în baza experienței are și idei, îi poate da și replici, îi poate și demonstra faptul că face ilegalități, că nu acordă salariile pe care trebuie la colegii din jurul său, că sunt și alte lucruri care ar trebui altfel făcute din perspectiva statului de drept. Vă spun eu, niciunul. Sunt de acord cu noastră, un patron inteligent, dacă ar fi inteligent și ar respecta legea, ar prefera un angajat detalia domnului colonel și că fiindcă nu știu, pentru o anumită perioadă... Nu, n-ar prefera. Păi... Pentru că știe carte, pentru că e om de acțiune, este bun organizator și n-au nevoie de așa știu, ceva. Știu, dar dacă eu aș fi un patron inteligent, dânsul mi-ar aduce un plus valoare. Și pe lângă dânsul aș putea să mai formez... Mă, în ce țară trăiți? În Statele Unite sau în România? Nu, încerc să zic că trăiesc într-un biotop al meu personal. Bineînțeles că trăiesc în România și că mă zi de zi mă confrunt și eu ca și dumneavoastră. Noi trăim în țara lui Domn Mitic.
Și până la domn Mitică să ne uităm la această informație de ultimă oră, a fost difuzată ieri de Ager Press. Am reținut-o că mi s-a părut extraordinară. Cetățenii României vor beneficia de vouchere de vacanță. Ce să înțeleg din asta, domnule Liviu Gorgos? De când e știrea asta? De ieri. Mi se pare extraordinar. Pentru că alaltăieri se discuta de faptul că nu se vor mai da niște tichetele de masă. Dovadă... Deci Agenția Română de Presă, da, a difuzat ieri această informație cu detalii de rigoare de la oficialul care se ocupă de această chestiune. Ideea este bună. Mă întreb de unde banii. Deci fondurile. Eu totuși iau prezumția de profesionalism. Și dacă un asemenea oficial, vreau să le puneți așa și mențineți pe ecran până vorbesc eu, ca să citească telespectatorii textul adecvat difuzat de Ager Press, aceste vouchere de care vor beneficia în primăvara care urmează cetățenii României aduc totuși un plus de bine dacă se materializează acest proiect. Personajul care este în fotografie îl văd ca un oficial serios, mă bucur că are și tricolorul, sper și știrea să se confirme că până la urmă, dacă vorbim de prezența la guvernare a unui partid social-democrat, vorbim de dorința populației care l-a votat să o ducă mai bine din perspectiva economică, din perspectiva speranței sociale de a fi într-o societate în care fiecare om să conteze. Este Sebastian Rusu. Sunt de acord, dar vreau să vă reamintesc că acum 10 ani o anumită coaliție guverna România și eram într-un anumit proces de revoluție, în ghilimele. Și profesorii... Putem să înlocuim revoluția cu reforma? Că parcă e mai democratică. Da, reforma. O reformă portocalie. Un stat care trăiește tot timpul în revoluție e un stat nesigur. Corect. Deci era într-un prim proces de reformă. Acea reformă a vizat ca profesorii să primească vouchere pentru cărți. Tichete, să-și cumpere cărți. Da, mi-aduc aminte. Inițiativa foarte bună. Noi avem probleme pe partea de educație și sănătate. Pilonii bunei guvernări se bazează pe educație, pe sănătate și, bineînțeles, și pe cultură. În primul rând, acești trei piloni și apoi economia și instituțiile și apoi clasa politică, în acea piramidă, dar nu vreau să par la dumneavoastră teoretician. A durat, dacă nu mă înșel, un an de zile. După un an de zile, această inițiativă a murit. Mă rog, sub impulsul că a venit criza economică, că România era într-o anumită perioadă, dar... depășind acel moment, am depășit acea criză și suntem într-o anumită creștere. De ce nu ne întoarcem la acea inițiativă? De ce să nu ne întoarcem la acea lege? Cred foarte bună, foarte bună întrebarea. Mai aveți fiecare câte 90 de secunde să trageți concluzia acestei emisiuni. Apropo de buna guvernare, întâi cu naționalul Liviu Gorgos. Avem guvernarea pe care ne-o merităm, înainte de toate. Nu puteam să intrăm Uniunea Europeană dacă nu îndeplineam criteriile de bună guvernare. Ce mai înseamnă Uniunea Europeană astăzi? Pentru mine e un mare semn de întrebare. E un mare semn de întrebare ce înseamnă guvernarea la momentul actual, cât timp există o asemenea polarizare a societății în ceea ce privește distribuirea produsului intern brut a veniturilor, din punctul meu de vedere, este îngrijorător. O să spun sincer și nu cred că societatea este prea ascultată. O chestie, cred că sunteți unul dintre puținele posturi care are emisiuni în direct pe problemele sau întâlniri nepregătite doar cu anumiți invitați pe problemele existente în România. Emisiunile sunt bine pregătite, dar aici respectă dreptul de exprimare. Corect, vorbim de dreptul de exprimare. Postului 6 TV că a dorit această emisiune în care să abordăm principalele repere ale vieții publice interne în România. Mi-aș fi dorit de foarte multe ori să pot să intru în direct sau să exprim niște puncte de vedere la posturi cu mai mare vizibilitate. Am înțeles. Noi suntem un post de televiziune cu un public foarte clar, oameni interesați de starea țării. Concluzia lui Sebastian Rusu, jurnalist român, 50 de secunde. Concluzia mea este următoarea. Nu trebuie să ne pierdem busola, să iubim România și să ne gândim că buna guvernare nu trebuie să rămână un principiu politologic. Buna guvernare trebuie să înceapă în familiile noastre, cu noi înșine și apoi cu clasa politică. În primul rând, trebuie să fim atenți, atât cu noi înșine, cât
și cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Pierzându-ne busola, automat suntem în derivă și automat cei care ne conduc. Mulțumesc lui Sebastian Rusu de la jurnaliștii.ro. În același timp lui Liviu Gorgos, un membru al Clubului Militar Român de Reflecție Euroatlantică, ironic și bine cumpătat. Vă mulțumesc frumos și dumneavoastră pentru atenția acordată emisiunii Agenda Săptămânii. Ne întâlnim mâine seară la ora 20:30 la emisiunea Ziua Z cu o ediție specială. Bună seara!